Nicio firmă nu este interesată de proiectarea lucrărilor de reabilitare termică a blocului 33 de pe strada Anton Pan. La licitație nu s-a înscris nimeni din cauza că valoarea lucrărilor este mică. În aceste condiții, licitația se va relua, iar dacă rezultatul va fi același, proiectarea se va contracta prin achiziție directă. Aici e o problemă legată de valoarea estimată pentru proiectare. Dacă vă aduceți aminte, s-au depus documentația pentru 8 blocuri, dintre care numai unul a fost declarat eligibil la acea vreme și, pe cale de consecință, cheltuirea banilor pentru proiectare s-a împărțit proporțional la cele 8 blocuri și din această cauză, în momentul de față, nu prezintă interes, însă vom căuta soluții pentru a identifica un proiectant care să execute această lucrare. Proiectul pentru finanțarea lucrărilor la alte 7 blocuri din oraș va fi reluat, iar în luna februarie se va încerca din nou accesarea de bani europeni necesari reabilitării termice a acestora. Sperăm ca de această dată condițiile să fie îndeplinite pentru a putea beneficia de finanțare cu europeană reabilitarea termică a celor 8 blocuri, plus cel de pe Anton Pan, blocul 28A, să beneficieze, la fel cum a beneficiat și blocul 33, de rețele de apă și canalizare în fiecare locuință. Blocul 33 de pe strada Anton Pan este unul de garsoniere cu grup sanitar comun. Odată cu reabilitarea termică, fiecare garsonieră va fi racordată la rețeaua de apă și de canalizare.